Și au început să întrebe de ce nu le găsim? De ce nu le găsim dacă procurorii noștri sunt buni? E, avea o cârtiță. Avea un domn procuror italian care era cârtiță. Adică ce înseamnă cârtiță? Adică era mână în mână cu interlopii ăștia, cu Dincă. Hm? Cu domnul Dincă, care este un pion nenorocit, care știe când a spus el că are spate. Păi, bă, fraților, are spate? Are mega spate? Deci din 2003, Dicotul este mână în mână cu ei, cu interlopii ăștia. Și o să vă dovedesc prin actele, prin acte, dovezi ale autorităților italiene, nu ale mele. Fac o mică trecere în revistă. Aseară spuneau italieni așa, procuratura generală de acolo, din cauza unor sincope de colaborare instituțională dintre statul român și cel italian. Dintre statul român și cel italian, adică dintre Dicot sau cine, că nu prea văd, adică statul român, cine ar fi statul român așa? Doamna consul, adică. Procuratura antimafia din Italia, cu cine lucra? Cu Dicotul, nu? Și cu alte, cu alți nemernici de pe aici. Bun, vă scuzați, cu alți drăguți. E bine așa? V-ați criticat că vorbesc urât despre ei. Cu alți drăguți de pe aici. Pe linie de acțiune comună la nivel de instituții specializate. Uite că vine și precizează, dar paranteza, cred că am uitat să o spun eu aseară. Deci, din cauza unor sincope de colaborare instituțională dintre statul român și cel italian, pe linie de acțiune comună la nivel de instituții specializate, Procuratura Generală din Italia, spune asta, nu eu. Filiera italiană, deci au apărut deficiențe. Undeva era o problemă. Adică Dicotul nu coopera. Dicotul avea o problemă cu... Da? Bun. Filiera, oamenii și-au luat soarta în mâini. Bă, ce s-a întâmplat acolo? Ha, filiera italiană a fost filiera italiană. A fost supravegheată de către autoritățile italiene în special, care au primit primele informații din centrele de detenție și acomodare încă din 2003. Ba, v-ai explicat asta ce cu centrele de acomodare, nu? Nu? V-am spus ce înseamnă asta. Adică sunt niște matroane de-astea, niște, mă rog, sunt niște locuri, niște locuri oribile, oribile, pur și simplu. În care fete răpite, copii răpiți, adolescenți, ce vreți noastră, sunt duși acolo, auzi, centre, vă dați seama, oamenii s-au exprimat așa tehnic. Centre de detenție și acomodare. Păi ce detenție și acomodare e asta, fraților? Este centru de detenție și acomodare e cam ca la Dinc, așa. Cu pumni, cu violuri, cu pumni, cu violuri, până întreaga ființă a ta cedează. Până când fetele astea, întreaga lor ființă și psihicul, totul, cedează și a cedat. Asta înseamnă centre de detenție și acomodare. Ați înțeles? Bătute, violate, până când viața lor, mă rog, drogate, până când viața lor și psihicul lor este dărâmat. Și până când spun ori mor, și puține oameni au curajul ăsta să se omoare, ori ascult și intru în această rețea. Exact în perioada în care Dinca a fost semnalat în peninsulă, bon, informațiile au venit de la prostituate supravegherea fetelor răpite din România și Republica Moldova. V-am spus și asta aseară, nu? Da. Bun. Răpite din România și Republica Moldova. Deci eu cred că s-ar putea curând investigatorii mei să vină și cu niște informații din Republica Moldova. Ce ziceți de parte de treaba asta? Și din alte țări europene. Hmm? Ce ziceți, domnule, de la Dicot, de la statul român? Ce ziceți de treaba asta? Dumneavoastră ce ziceți? Bun. La Roma, colaborarea prostituatelor cu brigada specială italiană a fost autorizată de către procurorul locțitor Staffa, iar prostituatele românce care au furnizat informații au fost introduse în programul de protecție de la Centrul Antiviolență. Deci nu avem rețea, nu? Domnul procuror șef al DICOT, nu avem rețea, nu? Voi care aveați deficiențe de cooperare cu structurile italiene specializate, cu antimafia. Haideți să aflăm ce se întâmplă cu copiii noștri, nu vreți? Haideți să le spunem. Bun, nu o să mai revin la ce s-a întâmplat aseară în detaliu. Vreau doar să fac trecerea la ce aflăm astăzi. Că vom afla lucruri interesante astăzi.
Așadar, în ultimii 8 ani a fost arestat și pus sub acuzare 11 traficanți din zona de plasare a fetelor aduse pentru prostituție din filiera Europa de Est, inclusiv România. Rețelele aveau cele 3 trasee. Despre unul din ele, povestea seară, România, Italia, Tunisia, țările arabe. Adică ne-au luat copiii din centre de plasament sau din familii și le-au dat unor șeici pe foarte mulți bani. De unde avea dincă bani? Păi de aici. Bun, din cauza unor sincope bune, asta am menționat-o și acum vreau să te fac trecerea la ce o să povestim în seara asta. Haideți să vorbim despre noutăți. Dar înainte să trecem peste asta, că e totuși o parte importantă de introducere. Prostituatele care au format denunțuri și au colaborat au fost recompensate de către statul italian cu acea cetățenie cu permisul legal de ședere potrivit articolului 18 legea privitoare la imigrare. Procurorul italian avea însă o cârtiță. În cazul unui denunț împotriva unui... Este documentul procuraturii italiene, nu al meu. Procurorul italian avea însă o cârtiță. În cazul unui denunț împotriva unui traficant român BG, facem trecerea, la ce o să aflăm din noul document. A identificat-o pe cea care l-a denunțat. Păi cum a identificat-o? Ei, aflăm mai târziu. Nu vreți să aflați ce a făcut Dicotul? Eu cred că vreți. Eu sunt sigur că vreți să vedeți ce a făcut Dicotul și structurile specializate, ca să nu zic Dicot din România, și cum a aflat ăsta identitatea ei. Nu vreți? Eu vreau. Pentru Alexandra, nu vă iert, dragii mei, merg până îmi pierd viața. Până îmi pierd viața. Și acum că stăm de vorbă, investigatorii mei se află și în Italia, și în Moldova, și în alte țări. Dar nu vă spun tot. Până nu cad capetele de aici, eu nu mă las. Și veți cădea. Cu toată cenzura pe care a spus-o. Veți cădea. În cazul unui denunț împotriva lui BG, a identificat-o pe cea care a denunțat, având informații din interiorul celor care acopereau. Ei, o să aflăm de unde? În seara asta aflăm de unde? Ce este de treaba asta? Nu de la autoritățile italiene neapărat. O să vedeți de unde. De la ticăloșii ăștia care acoperă pădinca aici. De acolo. O să ajungem și acolo. După ce a fost eliberat din închisoare din cauza de vicii de procedură, acesta s-a deplasat la Bari. La Bari unde a fost și Dincă, nu? Dincă, rețeaua, toată populația. Unde ajunsese un transport din Timișoara, și o să ajungem iarăși la transportul din Timișoara, de aici, din documentul nou. Unde locuiește familia lui Dincă? La Arad, parcă? Ha, parcă Arad e pe lângă Timișoara, sau nu mai știu, geografie. Nu? Da. Dar a aflat identitatea denunțătoarei sale, precum și locul de muncă în care aceasta fusese angajată cu ajutorul poliției. Pentru că aceasta cooperase săraca cu Procuratura Generală din Italia. BG, bă, deci dau nume, adrese, locuri. Ce mai vreți, nemernicilor, ca să vă faceți treaba? A, știu, sunteți băgați înăuntru. Păi o să aflăm de ce sunteți băgați înăuntru. Din documentul ăsta o să aflăm cine e băgat înăuntru. Mai aveți puțină răbdare. BG a aflat de faptul că denunțătoarea lucra la Roma într-un bar situat pe... la un bar situat pe Vezio Crisafulli 18. Pentru italienii care ne ascultă, că știu că sunt mulți români care știu italiană, să mă scuze, dar ei știu mai bine decât mine cum se pronunță. A, și apropo, puteți să mergeți și la adresele astea, să vedeți dacă cumva s-a întâmplat ce spun eu. A urmărit-o și a răpit-o de pe stradă, ducând-o într-o casă folosită de rețea, tot în Roma, pe strada Rivoli 49. O să vedeți ce legătură are cu ceea ce voi citi. O să vedeți. Deși aceasta era protejată de poliție. Bun. Acum trecem la ceea ce aș vrea să vă spun în seara aceasta. Și acum țineți-vă bine, dragii mei.
Țineți-vă bine și țineți-vă de suflarea cu ce se întâmplă cu instituțiile românești. De ce Alexandra nu e găsită? De ce nu e căutată? De ce trebuie să mă duc eu la Interpol și nu DICOT-ul? De ce tac procurorii? Și cât de putre de sistemul în acest moment în România? Denunțul, acum citesc din document, noutăți. Da? Citim împreună, da? Denunțul în ceea ce îl privește pe BG, traficantul despre care am vorbit, a fost făcut și în România. De către fata obligată să se prostitueze, deci nu numai la procuratura italiană. Vreți să mai spun o dată? Denunțul în ceea ce privește pe BG a fost făcut traficantul. Băiatul la traficantul, da? Care ducea cafea. Cafea însemnând Alexandra. Fete tinere, da? Naive pentru șeicii din Tunisia. Am uitat să vă spun. Am niște investigatori și în Tunisia. Surpriză! Bă, băieți! O să fiu voi șmecheri. Dar credeți-mă că o să cădeți. O să cădeți. Cu prețul vieții mele. Cu prețul vieții mele o să cădeți. Bun. Deci fata a făcut denunțul și la DICOT, bănuiesc, așa scrie aici, în documentul procuraturii italiene. Deși filiera a fost atent monitorizată de autoritățile italiene, până la această dată nu se cunoaște niciun indiciu din care să leasă că procurorii români au demarat vreo anchetă și în țara noastră. Nu vă sună cunoscut? Mie mi se pare un deja vu. Deci această femeie a făcut denunț și acolo și aici. Acolo a luat-o în considerare, aici nu. Pe rețeaua lui Dincă, pe rețeaua sudul României, Arad, Timișoara, Italia. Citim mai departe? Eu așa zic. Bun. Documentele dovedesc faptul că denunțul a fost redactat și în limba română. Dragii mei, eu v-am spus ceva aseară, că nu vorbesc fără probe. Mai ales că din întreaga rețea de prostituție făceau parte fete care proveneau din România. Documentul a fost certificat cu dată certă de un notar român. Bă, băieții de la DICOT. Mă mânc avartata pe voi. Eu am înțeles târziu ce-i drept. Dar acum știu și pricep. Așadar, denunțul fetei, denunțul privind rețeaua lui Dincă. Dincă e nimeni. Dincă e o mică rotiță de care e frică de moare de întreaga rețea. Pe care eu o să o devoalez cu nume, prenume. Nu stăm așa. Documentul a fost certificat cu dată certă de un notar român. Deci există ștampila unui notar român. Da? Poate o să-i spunem numele la un moment dat. Zic și eu. Și că ăsta arată documentele, să mor tu. E, la final le arăt. Ce zici de treaba asta? Ia verifică tu informațiile astea pe care ți le-am dat acum. Vrei să le verifici? Din motive lesne de înțeles, corect, acțiunile investigatorilor desfășurându-se în miezul rețelei, deci băieții ăștia acum asta acolo. Acolo. Niște interlopi de pe acolo s-au hotărât să vorbească. Niște polițiști și procurori de pe acolo au documentele pe care ni le-au pus la dispoziție. Încă avar tata pe voi. Bă, ori mă omorâți. Ori mă omorâți. Ori vă duceți pe gheață cu toți. Voi, mari procurori, călpește prăjit, împreună cu politicieni, aveți două variante. Astăzi, când stăm de vorbă,
Am atât de multe elemente și de probă în ceea ce privește complicitatea voastră la o rețea vastă. La rețea asta vastă, din întreaga Europa de Est. România este o parte, Moldova este o parte. Vreți să citim mai departe? Să aflăm mai departe? Cum merge rețeaua? Caracal, fetele din Caracal, fetele din alte zone? Vreți să aflați la final câte fete din zona Caracal au fost traficate din sudul României, în Bari și în Italia, de această rețea nedestructurată nici azi, în totalitate? O să vă spun. Așa că, fiind în mijlocul rețelei, nu o să dau numele investigatorilor mei niciodată. Eu le mulțumesc pentru ce fac și pentru loialitatea față de adevăr. Și la un moment dat, într-un viitor apropiat, România va fi zguduită din temelii, cu toată cenzura lor. Așa că voi păstra sub tăcere unele aspecte și amănunte care i-ar putea deconspira. Vorbim despre mafie, iar investigatorii sunt în mijlocul mafiei, a interlopilor, a mafiei italiene, dar mai ales a mafiei române. Le dâr de picioare la ăștia din România, că ăia din Italia s-au apucat să vorbească. S-au apucat să vorbească. Dar de Nicu Gheară de la ei a început să vorbească. Înțelegeți? O să vă spun după aia și de ce, pentru că îi cam trag în țeapă, ai nu știu. Bun, continuăm. Nu te mai juca cu mine. Auzi? Nu mă supărat. Și atenție. Vreau să am totul, dar totul, toate mărturiile, toate documentele, eu nu mă juc. Păi, dar mă auzi? Eu nu te aud. Așa că vă spun atât cât pot deocamdată. Tita! Oamenii ăștia sunt acolo, pe teren. Îmi transmit în fiecare zi. Iar eu vă spun atât cât pot. Dar credeți-mă, zgudui în România din temelii. Le-am dat șansa, n-au luat-o. Bine, haideți să continuăm. În orașul vechi, de fapt în portul vechi din Bari, investigatorii au reușit să afle că matroana rețelei, patroana de sclavi, patroana de sclave, de Alexandre, da? De fetițe din astea nevinovate. Luate cu japca, luate de pe stradă, dar de dincă. Ce alții ca el? Pentru că nu-i doar dincă. Oho, sunt mulți în rețeaua asta. Ăsta era doar un jigodie de până Caracal. Care acționa pe aici? Le lua? Ce criminal în serie? Ce criminal în serie, băi, ticăloșuri? Bă, ce criminal în serie, mă? A? Ce criminal în serie? Povestiți mie despre Dincă și despre acoliții lui Zamfir și alții. Vreți să mai dăm nume? Dăm nume? El acționa pe aici, prin Caracal. Zamfir acționa prin Constanța. Vreți să mai dau și alte nume? O să vă dau, dragii mei. În zilele următoare vă dau toate numele rețelei. A? Din fiecare zonă. Ce făcea rețeaua asta? Avea cât un idiot din ăsta. Care nu avea mamă, n-avea tată, n-avea Dumnezeu. Și că le viola dincă. Bă, băieți, ăsta le bătea și le exporta. Că erau bunuri de export copiii noștri. Asta a ajuns Alexandra. Un bun de export. Pentru cine? Pentru șeici arabi. E, na. Bă, băieți, cu voi mor de gât. Și voi bateți joc de mine cu reconstituirea pește prăjit? Bateți joc de mine cum îl duceți, plimbați pe ăla cu 9 mașini de poliție și cu antemergător? Continuăm, da? Dezvăluirile. Bine. Deci stăpâna de sclav din Bari, deci în orașul vechi, de fapt în portul vechi din Bari, investigatorii au reușit să afle că matroana rețelei, patroana de sclave, așa le considerau ei pare pe fetele gen Alexandra, sclave. Era rudă cu BG. Deci procuratura italiană, vreau să fiu mai clar înțeles,
Procuratura italiană a aflat că în orașul vechi, în portul vechi din Bari, patroana de sclave sexuale, fete răpite după în Europa de Est, nu doar din România și Republica Moldova, era rudă cu BG, traficantul român, pe numele ei real, BL. Uite că vă dau niște indicații. Ia să văd eu cât de bun sunteți voi la a descifra, la a afla, că sunteți niște mari, mari, mari anchetatori și jurnaliști de investigație. Ei investigați pe asta. Bun. Această stăpână de sclavi, eu nu pot să citesc din documentul italian motamu, pentru că nu suport ideea de matroană. Auzi, matroană. Aia le lua pe fetele, bătea, după ce ieșea la pensie, ca să mă exprim elegant, la 30 de ani, după ce să se ia la rândul ei folosită și nu mai era bună, ori s-a îmbolnăvit de boli sexuale, ori de Dumnezeule, ori... Aia era trasă până moartă. Și îi se spunea, ori mori, ori dacă nu, de aici încolo lucrezi pentru noi și te câștigi un ban. Nu trebuie să mai stai să te violeze nimeni. Sau să te... primești un ban. Pentru fiecare fată. Pentru fiecare fată. O să vedem un document mai încolo. Pentru că fiecare fată de care jigodia asta avea grijă și altele ca ea, primea către 800 de euro pe lună. Ați înțeles? Asta primea. Conform documentului procuratorii italieni, nu conform mie. 800 de euro pe lună, doar să aibă grijă de ele. Ce înseamnă să aibă grijă de ele? Adică să nu fugă, să le placeze unde trebuie, să le găsească clienți, să le mai bată din când în când. 800 de euro pe lună. În centrele alea de detenție și centre de detenție și acomodare. Auziți noastră ce expresie? Bine, nu pot să-i judec pe procurorii italieni. Dar ce treacu de centru de acomodare? Adică acomodare în sensul că până când ajungeau la convingerea că viața lor de fapt este cea pe care le prezintă ei, cu bătaia, cu prostituția și cu 100 de bărbați pe zi care să facă sex cu ele dintre cei mai libidinoși, oribili și nemernici. Fraților, aveți mame, aveți surori, aveți copii, aveți fete, sunteți femei. Vă dați seama prin ce au trecut aceste copii și prin ce trec? Bun, mă întorc la documentul procuraturii italien. Această matroană, spun ei, stăpână de sclave, spun eu, a acordat o perioadă rețeaua chiar din închisoare. Când s-a eliberat, a început să locuiască cu denunțătoarea. Adică femeia a denunțat-o. După care asta a ieșit din pușcărie. S-a dus la ea, a luat-o, a răpit-o, a bătut-o și a zis, hai, treci înapoi, că eu sunt imună, eu am imunitate. Cam cum au ăștia pe la noi pe aici, imunitate, procurorii și cu parlamentarii politici, noi, ea aveam imunitate. Haideți să vă spun unde. Nu vreți să vă spun unde locuia această stăpână de sclave și unde aveau loc aceste orori? În strada Roma, nu, în Roma, strada Rivoli 49. V-am citat mai devreme de aici și am spus că revin. De ce rețeaua și-a mutat cartierul general din Bari? Nu? Că până acum era un Bari. S-a mutat la Roma. Bun. Pentru că gruparea albaneză condusă de IK, deci nu erau doar români. O să vedeți aici ce bătaie de clanul și de rețele sunt acolo și Dicotul nu știe nimic. Are el treabă. Pentru că gruparea albaneză condusă de IK, care avea ca matroană, care avea o stăpână de sclavi, o româncă din Timișoara, bă, Dincă, tu unde ai familia? Bă, unde mă ție familia? Unde ți ție familia? Pe undeva pe acolo, pe Timișoara, Arad? Pentru că gruparea albaneză condusă de IK, care avea ca matroană o româncă din Timișoara și a revendicat teritoriul pentru faptul că livrau cafea proaspătă pentru export. Documentul procuraturii italiene. Nu al meu.
Adică avea o filieră de aprovizionare curentă cu fete tinere din România și Estul Europei pe care le expediau la comandă. Oameni buni, la comandă. Deci se comandă femei. Se comandă copii. Se comandă, o vreau așa. Vreau să aibă 12 ani, să aibă părul așa, să aibă ochii albaștri. Și mie îmi spune de dincă, mie îmi spune de dincă că este un criminal în serie. Nu, dragii mei. Asta e realitatea în care trăim. Se comandă de către descreierați copii și fete din alte țări. Da? Unde nu ai ce să le faci. Până îi găsești, păi amori. Poate îi găsesc eu. Ce ziceți dacă îi găsesc eu? Stați aproape. Deci fiți atent la formulare. Pentru că gruparea albaneză condusă de YK, care avea ca matroană o româncă din Timișoara, citesc ca să nu mai fie dubii, din documentul italian. Documentul procuraturii italiene. Și a revendicat teritoriul. Ai dracu, aveau teritoriu ăștia, mă. Aveau teritorii, aveau centre de detenție și acomodare. Deci săracele fete le acomodau, le puneau, le duceau la spa. Ți-ai dracu de nemernici. Adică le luau la pumn și la violuri și în grup și la tot ce vreți dumneavoastră până când cedau orice psihii și voință în ele. Copii ăștia. Așa. Pentru că gruparea albaneză, așa, care avea ca matronă o cantitate mai bună, din Timișoara și-a revendicat teritoriul pentru faptul că livrau cafea proaspătă pentru export. Adică aveau o filieră de aprovizionare curentă cu fete tinere din România și Estul Europei pe care le expediau la comandă clienților externi. Ia zi, Dincă. Dincă, cine ți-a comandat-o pe Alexandra? O să-ți dovedesc eu cine. O să dovedesc eu și cine a comandat-o și cine te acoperă pe tine. Nu o să am liniște, nu o să am pace, până când o să aflu tot. Inclusiv unde este Alexandra.